Cum transmit un feedback? Resurse educaționale pentru clasa 5 -a la disciplina consiliere și dezvoltare personală. Pentru a-ți aminti ce este un feedback și care este importanța lui, te invit să urmărești resursa educațională, puterea feedbackului”. ului Cui poți acorda feedback? Poți acorda feedback părinților tăi, colegilor și prietenilor, profesorilor tăi, te poți gândi și la alte persoane cu care comunici. Bunici sau alte rude, antrenorul tău, vecinii, vânzătoarea de la magazin și așa mai departe. Răspunsul la întrebarea de mai sus, exprimat într-un cuvânt, ar fi oricui. De exemplu, părinților le poți spune că ești fericit pentru că azi și-au făcut timp să se joace cu tine monopoli. Colegilor le poți spune, vă stă foarte bine îmbrăcați în uniformă. Prietenilor de joacă, vă apreciez pentru că vă jucați frumos cu mingea. Profesorilor, mi-ați explicat foarte bine exercițiul. Cum formulezi un feedback? Pentru a transmite celelalte persoane ceea ce simți și ce gândești, e indicat să ții cont de anumite principii. De exemplu, e important să te adresezi direct persoanei. Care dintre cele două afirmații pe care Alex îi le adresează Mariei crezi că respectă acest principiu? Maria, consider că astăzi, la ora de geografie, te-ai descurcat foarte bine. Sau, astăzi, o colegă s-a descurcat foarte bine la ora de geografie. Chiar dacă ambele afirmații ale lui Alex exprimă câte un feedback pozitiv, Prima este cea care respectă principiul de a te adresa direct persoane atunci când formulezi un feedback. Un alt principiu ar fi să îți exprimi opinia cu privire la acțiunile recente ale persoanei. Pentru care dintre afirmațiile lui Alex este potrivit? Maria, te apreciez pentru că anul trecut m-ai ajutat să învăț să rezolv probleme la matematică folosind metoda grafică. Sau Maria, te apreciez pentru că mi-ai explicat azi cum se rezolvă această problemă. Răspunsul corect este pentru cea de-a doua afirmație. Feedback-ul, chiar dacă este pozitiv, oferit după câteva săptămâni sau luni, în foarte multe cazuri este ineficient. Atunci când formulezi un feedback, ar fi bine să te referi la ceea ce face persoana, nu la modul cum ai caracteriza persoana în general. Pentru a respecta acest principiu, ce ar trebui să-i spună Maria lui Alex? Alex, mi-a plăcut de tine astăzi când ai ajutat-o pe Ioana să-și ducă gheozdanul? Sau, Alex, ești un coleg înțelegător? Ambele afirmații ale Mariei reprezintă un feedback pozitiv, dar prima este cea care se referă la comportamentul lui Alex și nu la modul cum este el în general. Formulează feedbackul fără a-l face pe celălalt să se simtă rușinat sau inferior altora. Alex îi spune Mariei: Astăzi nu te-ai descurcat la concurs, toți au fost mai buni decât tine. Sau: Chiar dacă nu ai obținut un rezultat foarte bun la concurs, sunt mândru de tine că ai participat. Care dintre cele două afirmații respectă principiul prezentat? Sper că ai identificat răspunsul corect. Cea de-a doua afirmație. E recomandat ca feedback-ul să conțină anumite propuneri sau alternative la care poate apela celălalt. În acest sens, poți folosi expresii precum cred că ți-ar fi de folos să, încearcă să sau poate te-ar ajuta dacă sau cine crezi că te poate ajuta. Ce expresii mai poți folosi atunci când propui celuilalt anumite soluții sau îi oferi alternative? Ținând cont de aceste principii importante în formularea feedback-ului, notează câte un feedback pozitiv pe care l-ai acordat colegului de bancă. Oprește prezentarea până vei termina de notat și de discutat cu colegul feedback-urile scrise. Stabilește în ce măsură cele notate de colegul tău. Respectă principiile amintite. Ajută-l să reformuleze în cazul în care a greșit. Spor la lucru. Exersează acordarea de feedback pozitiv acasă, la școală și în grupul de prieteni. Transmite feedback-ul tău persoanelor cu care comunici, părinți, colegi, profesori, și nu uita de tine. Acordă-ți și ție feedback pozitiv. Feedback-ul pozitiv te ajută să te cunoști mai bine, să construiești și să menții relații bune cu cei din jurul tău. Nu uita să-i mulțumești persoanei care ți-a dat un feedback pozitiv.